Bună seara! Vă propun să începem ședința de guvern. Ne confruntăm cu o situație fără precedent, motiv pentru care va trebui să luăm astăzi, să adoptăm două hotărâri de guvern. Eu vă mărturisesc că nu mi-aduc aminte de vreun alt an în care să existe probleme cu plata salariilor pentru angajații din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului din subordinea Consiliilor Județene. Nu știu cum și-au bugetat aceste cheltuieli, cum au fost alocările de la bugetul de stat. Cert este că în mai multe județe, cred că aproximativ 30 de județe, este o situație critică în care consiliile județene, președinții de consilii județene reclamă că au rămas fără bani pentru plata drepturilor salariale. Ca atare, va trebui să adoptăm astăzi o hotărâre de guvern de alocare din fondul de rezervă a sumelor de bani necesare pentru plata salariilor pe luna octombrie pentru acele consilii județene care reclamă absența banilor, urmând ca pe noiembrie și decembrie să facem o analiză foarte serioasă a modului în care și-au construit bugetul, a resurselor efectiv alocate și de asemenea a obligațiilor de plată din partea bugetului de stat, astfel încât să ne asigurăm că toți angajații vor primi salariile până la sfârșitul anului. Dar aici va trebui să avem mare grijă în construcția bugetului pe anul viitor, astfel încât să nu mai permitem să ajungă într-o astfel de situație. Probabil a fost din cauza faptului că a fost an electoral. Foarte mulți președinți de consilii județene nu au respectat disciplina în construcția bugetară și nu au alocat sumele suficiente pentru cheltuielile de personal, cheltuim banii pe alte tipuri de cheltuieli și au rămas fără bani. Sigur, obligația noastră este să ne asigurăm că acești angajați își vor putea primi salariile. De asemenea, ne confruntăm cu o altă situație și aici am solicitat Ministerului Dezvoltării, prefecților, să ceară primăriilor situația cu plata indemnizațiilor pentru persoanele cu dizabilități și a salariilor asistenților personale ai persoanelor cu dizabilități, pentru că am primit semnale din teritoriu că există întârzieri la plată, atât în privința indemnizațiilor, cât și în privința salariilor asistenților personale ai persoanelor cu dizabilități și aici va trebui să adoptăm o hotărâre de guvern, astfel încât să putem să fim siguri că alocăm niște bani, astfel încât toate aceste persoane, toți acești cetățeni să beneficieze de sumele cuvenite în conformitate cu prevederile legale. Am discutat cu domnul ministru de finanțe privitor la schema Agroinvest de garantarea creditelor pentru companiile din agricultură. Domnul ministru, suntem pregătiți cu actul normativ? Da, domnul premier, suntem pregătiți astăzi în prima lectură. Important, această schemă va avea un plafon de garanții de 1 miliard de lei și este în aceleași principii pe care le avem la IMM Invest. La principiul IMM Invest. Corect. Da? Dar totuși sunt câteva lucruri specifice sectorului agricol în România. Deci trebuie să oferim garanții pentru finanțare, astfel încât să eliminăm dependența pe care o au fermierii de tipul de creditare care este îndeopște utilizat și care într-un fel îi obligă să vândă la recoltare, adică în momentul cel mai prost al pieței, când e oferta cea mai mare la o cerere care este menținută în mod deliberat la un nivel scăzut. Astăzi vom prezenta trebuie gândit schema, deci suntem pregătiți cu actul normativ. Da. Domnul ministru Tătaru, știți că am avut negocieri cu Sanitas, cu Sindicatul Solidaritatea, cu Sindicatul Angajaților din Ambulanțe și au rezolvat
rezultat o serie de concluzii care trebuie transpuse într-un proiect de act normativ. Suntem pregătiți? Da, suntem pregătiți. Avem și o hotărâre de guvern și o ordonanță. Din discuțiile care le-am avut cu Ministerul Finanțelor, am preluat observațiile și acel spor de 25% care l-am discutat și negociat cu sindicatul Ambulanța se va alinia sau se va completa cu cel de 55% care l-aveau și vor avea un spor de 80% în acest moment. Adică, practic, 55% și cu 25%, 80%. 80%. Vor avea un spor de 80%. Sistemul ambulanței și pentru medicii de familie, știți că am avut discuția cu... Da, și acolo am modificat. Asociații, trebuie renunțat la sistemul acela de penalizare, care e neuzual și, într-un fel, i-a deranjat. Am avut din discuțiile cu dânsii și am și ajuns la un consens în care... La o nerespectare a contractului este un avertisment, apoi un 5%, apoi un 10% la altă abatere. În ceea ce privește strategia de vaccinare, suntem pregătiți? Suntem pregătiți, avem și o hotărâre de guvern cu strategia de vaccinare, pe care o să o ridicăm pe lista suplimentară. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul ministru Popescu. Da, domnul prim-ministru. Știți că avem de pregătit un act normativ. Da. Este vorba de ordonanța pentru ajutorul de stat pentru domeniul Horeca. Este în prima lectură, așa cum am promis la întâlnirea cu dânsii. Este vorba de un ajutor de stat de 20%, care se calculează ca pe pierderea cifrei de afaceri aferentă anului 2020 vis-a-vis de anul 2019. Practic, ajutăm companiile, toate companiile, indiferent de mărimea lor, din domeniul Horeca, cu un ajutor de stat calculat procentual la diferența între cifra de afacere anului 2020 față de 2019. E un ajutor așteptat de întregul domeniu Horeca și cred că cu acest ajutor în anul 2021 își vor reveni. Mai avem pentru Horeca în primă lectură, de asemenea, prorogarea valabilității voucherelor de vacanță care expiră anul acesta în 31 decembrie, cele care au fost emise, până la 31 decembrie 2021 și a celor care au fost emise în 2019. Adică se prelungește valabilitatea încă un an de zile. Încă un an de zile și mai aveam cele emise în 2019 care le-am prelungit până în mai 2021, le ducem tot până în 2021, așa fel încât în cursul anului 2021, când sperăm toți cu vaccinul să treacă această pandemie, să existe practic vouchere care pot fi folosite, introduse în circuitul economic. Mulțumesc, doamnă ministru Alexandru. Ne bucurăm să vă vedem, chiar și online. Privitor la modificările Kurzarbeit și la prelungirea valabilității măsurii șomajului tehnic și a programului flexibil de muncă, suntem pregătiți cu proiectul de act normativ. Sper să mă auziți, domnule prim-ministru. Vă auzim bine. Bună seara, stimați colegi. Pentru șomajul tehnic, pentru prelungirea șomajului tehnic, prevederea este inclusă într-o ordonanță de urgență unde venim și cu niște completări așteptate în mediul privat și discutate cu acesta, cu precizarea că nu avem încă avizul Consiliului Legislativ pentru că procedura de avizare a durat mult. Pentru prelungirea măsurii programului flexibil, așa numitul Kurzarbeit, acolo venim cu o hotărâre în prima lectură, urmând să avem și acolo punctul de vedere, avizul Consiliului Legislativ și să-l adoptăm săptămâna viitoare. Cele două acte normative sunt pregătite, le voi prezenta la momentul oportun. Mulțumesc. De asemenea, să include și flexibilizarea un pic a schemei de program de muncă flexibilă. Vom discuta, domnule premier, desigur. Când veniți cu proiectul de act normativ. Puțin mai târziu în agenda vom discuta, bineînțeles că vom ține cont despre mediului de afaceri. Bine, mulțumesc.